foarte lung la o dată care nu ne permită un statul să vorbească cu un CV convențional care poate fi găsit oricum și în surse librești, adică într-o carte sau pe internet. Și m-am gândit că aceste dialoguri neconvenționale l-am putea începe cu domnul profesor Simion Dănilă, filolog, unul dintre cei mai importanti autori ai lucrurilor publice, scriitor, comentator de literatură, critic literar. După întrebam din moment dacă un amic crede că studiul, greșelul de înfăptuiri condemnabile, dorită, că din dorință, etc., se identifică cu eurocreator. Deci, dacă nu cumva există o diferență între ceea ce este omul creator în lume și lista aceasta de faptul din care se întrevede ceva foarte mult sau foarte puțin. Deci, mai departe, organizez un pic prezența dumneavoastră despre Mamă, de obicei, dacă
young man like that was. Deci, asta este ceva legat și am spus, doamne, dacă face Dumnezeu, asta este. Aveți să faceți mai respectul de aveți și să faceți mai mult.
poate să citească toată bara o carte care nu se deschide. Nu te condamnă. Că nu face lipsă și astăzi. Că a citat cartea, poate fi așa să se stea bine într-un lucru. Cine sunt Dumnezeu? Într-un lucru. Cine sunt Dumnezeu? Nu sunt nici nu sunt nici lemnic. Nu m-am crezut, n-am pindurit, am fost și sunt un vers mintit care visează chiar mea. Nu e poezia mea, n-are două scroce, nu nici mă rog, nu vreau să fac așa, dar cinci, n-am, am de răs. Mi s-a povedit într-un fel. Întrebarea pe care ai pus. E bine să vorbești cumva de creștin. Adică dacă ai în strângere gena care te predispune la creație, orice fac, sau nu, sunt foarte mulți care vor să scrie, că cei mai mulți studenți la biologie nu s-au dus ca să ajungă profesor de limba română, ci ca să ajungă scriitor. Nu pot să viseau scriitor. Și sunt foarte dezamăgiți cumva pe din alta facultate, așa au ajuns pe aici, pe acolo, profesori, majoritatea, și foarte puțini au ajuns chiar să scrie. Deci, asta nu mai depinde de tine, cât citești, câtă muncă de tine, ci trebuie să ai un destrat. Fiecare avem destina noastră, avem niște daruri. Cine nu le dă? Nu știu. Dar ne naștem, suntem programați. Din genul acelea suntem programați atunci să ne comportăm într-un fel. Sigur că unii care sunt programați își ratează această șansă. Că nu-i suficient să ai numai talent. Să ai talent abține să fii cu interes de muzică populară, mai trebuie să înveți altceva, cânti aproape de la sine, efortul deosebite nu faci, pentru că în sensul că acum trebuie să-ți părăsești asta, pentru că ai spectacol, te rog de familie, alte lucruri. Dar cei care vor să facă literatură, trebuie să citească foarte mult. Dar fără lectură, bogă, mereu citesc pe ea. Vreau că vizionat de școala franceză. Adică citeam literatură franceză. Da, în limba. Și eu spuneam la un moment dat, eu nu mai citesc autor. Eu citesc literatură. Așa. Termin. Ce doar? Preca vechi, preca nemți, italieni, și așa mai departe. A un devorator de cărți și a avut o bibliotecă extraordinară. Biblioteca aceasta este la noi. Este la biblioteca lui chiar fără să le-a dat. La etaj, etajul acolo, ce s-au întâmplat? Mai rămas sau mai rămas doar și multe timp. N-a rămas, dar tot știu foarte bine. Dar, mă rog, s-au pierdut câteva, cele mai multe sunt acolo. Ei, cu atâtii, multe lucruri, cărți, pentru mine eu eram un exemplu. Am mai văzut pe familie, dar mama lui era din aceeași localitate cu mine, vecină cu mine. Și el venea aici, ne-am, de când eram student, ne-am cunoscut, am început să discutăm cu literatură. Eu nu prea cărți. Ieșeam
și a încheiat activitatea în 1889. N-a prevăzut că vin niște desperați și îi interpretează opera cum îi taie pe ei cap. Și i-a ajuns dintr-o dată autorul moral al militarismului german, care a provocat două războaie. Acest militarism. Și cumva un precursor, unii îl numeau proto-fascist. Adică dintre câini care anunțau, fără că fie că am spune, anunțau o asemenea mișcare. Ei, profesorii de la facultate au trebuit să-l pomenească pe Friedrich Nietzsche, fiindcă aveau voie de la un anumit an încoace să vorbească despre Blaga, mare poet și filozof interzis până în 1969. Se temea cineva să vorbească despre Blaga, că este aproape iugoslav, veni soții. Și venea. Am un băieț care a refuzat să-l întâlnească pe Blaga, avea o cară să-l întâlnească și să-i ceară un autograf. Publicat la Lucie, în german, numai fiindcă Topărceanul, o poezie, o expunere de motive, o negăsuit la să fie mici ca Blaga cu Dumnezeu. Adică, cel care crede în viitor, că așa și se întâmplă în limba latină, i-a crezut că este de acele și nu s-a fost gene și se duce de la autograf și a arătat întâlnirea poate tot atât de admirat cu marele ceam. Cu care am fost tot de fapt și eu a fost în general. Dar cine a știut? Cine a văzut? Mi-a văzut nimic. Deci, un alt poet care tot atunci a avut de înlegat și se putea predat în facultate, era Ion Bat. Ion Bat este un poet de care, cu studii în germană, un profesor de matematică, un profesor de matematică, dar și matematică, matematică pe care numai de puțin, numai de puțin o înțelegeam. Eu nu avea studenți, doi, trei, pentru că nu de matematică, matematică pe care predare. E așa e și poezia. Poezia nu este complet înțeles. Nu poți înțelege dacă nu îți oferă cineva o cheie. Cheia asta, la vremea noastră, era Tudor Vian, scriitor, produce poezia. Ion Bam. Hei, profesorul vorbea de influența lui Nietzsche asupra Ion Bam. Și se vorbea despre această influență, dar noi, studenții, vreau să facă acest timp mai Nietzsche. Unde trebuie? Na. Nu erau prins produse. Deci, fructul a fi? Fructul a fi, da. I-a fi pus pe această e un blană în care le-a creșt atunci. Și într-o zi mă duceam direct la rastul lui nu i-a creat răsorit acolo astea și nu, carte cu carte. Știam pe de rost ce s-a băgat în nou și ce-a rămas de luni de viață. Și am găsit o carte de poezie. Și atunci am început. Am cumpărat acest interes, ieșit la tată, m-am bucurat, și a dat pe omul mi-a dat carte și mi-a și zis bucuria lui Simeon din casa de Dumnezeu. Băi, deci am și tată, foarte la tată, bună pentru biografie. Da, momentul care cred că m-a determinat, în care cred că în mod sigur m-a determinat să mă ocup în mod serios de acest filozof și să-l fac pe limba. Deci, modele
cărțile care ți este Dumnezeu și cu doze de șansă, în destin, cum se poate spune. Fost așa. Așa trebuia să se întâmple. Și drumul până la asta duce la Dumnezeu. Acum, după ce eu pot să spun că am tradus toată opera lui Nietzsche, opera Antum, 7 volume de Nietzsche în formatul ăsta, care mai e subțire. Restul am volume de 700-800 de pagini, mii de pagini din Nietzsche. Și pot să spun acum că pentru a traduce Nietzsche nu trebuie să fii filozof. Nu filozofia trebuie să fie, ci filologie. Tot secretul lui Nietzsche este în limba pe care el o folosește. O limbă extraordinar de bogată și o limbă care el creează de-a cu mine. Și pentru a reuși să traduci ce e Nietzsche, e bine să ai pregătire de filologie. Adică să ai idee de mai multe limbi. Ai ceva idee de latină, de greacă. Nietzsche a absorbit filozofia, filologia clasică, adică latina și greacă. El preda cursuri despre prepozițiile cu abatimos, de exemplu, în limba sau despre aoriscul verbului în limba greacă. Niște cursuri seci. Cine? Ce studenți le urmăreau cu curiozitate. Dar asta a fost esențial pentru ei. Că la filologie ei studiau pe texte ale grecilor și ale romanilor, fie de literatură sau nu fie, și de literatură și de filozofie. Iar atunci am văzut filozofie, citind pe Platon original. Deci, mie, ca tătătăt, mi-a prins foarte bine filologia. Mai departe, filologul, lingvistul, cunoaște toate variantele limbii. Are idei de variantele geografice, care sunt dialecte, de variantele istorice, din care voi învățați arhaic, de variante de sociale a venit jargon, argouri, argoate, perfectul ala, în 2002. Acum, nici profesor de română, nu mai sunt sigur cum este pluralul în sustantive, de multe ori ai surprins să țin nici acolo și nu a fost cazul ăsta și jargonici sau jargoni. Așa. Trebuie să stea cu domnul pe masă. Când scrie ceva, trebuie să deschide și să se uite acolo. Un profesor, un scriitor, nu mai poate scrie fără să consulte acest dicționar ortografic, profetic și morfologic al limbii. Dacă aveți bani, cumpărați-o. Dacă nu aveți. Domn 2. Vreo 70 de lucruri. Cine vrea să fie un intelectual rasat, se poate și așa. Se poate și o ureche. Așa, cu 100 de cuvinte. Dar nu 100 de cuvinte. Între care organe de genitare trebuie să-și cureze după fiecare a doua, a treia vorbă. Nu vi s-a întâmplat. Eu mă zbăgâni, merg pe tren așa, când aud în companie, vecin cu glas tare. Spune trei vorbe și bagă. Laudați-o. Bagă un refren. Acolo, da. Da, cine este un set, că se respectă din România, că este acest domn, pe mijloc și să vă studești. Nu l-ai pe mijloc, ai pe internet. Vreți acolo, că și pe dar trebuie cunoscut. Deci scrie Nietzsche interesant prin limba pe care e o cultivă și pe care eu am putut să o traduc cu mare ușurință, tocmai fiindcă
am pregătire în acest domeniu. Și nu mi s-a întâmplat decât o singură dată să ezit. Un cuvânt pe care nici l-a creat și la un termen filozofic, că l-a creat de el, și pe care m-am consultat cu filozofi, cu eleniști. Eleniști, adică cei care știu bine greacă de ce. Și nu, n-am putut să spun că am cum să traduce acest cuvânt în germană, das ur ein, adică unul primordial. Cine asta unul? Unul în elemente valori forți. Nu se poate opera cu acest termen. N-are suplex morfologic, sintactic, ca să operăm cu el. Și au fost făcut să fie pe termen, nu m-a s-a fi făcut cu niciodată. Și atunci am luat o hotărâre, să zic eu, curajoasă, creăm un cuvânt nou, pornind de la numeralul grecesc, forma de neu în germană, da, der die das, da, face de deci, der die das, a spus da, ur, an. Încă ne-am spus, nici. A folosit forma de neu. Hai să luăm și noi forma de neu și de la numeralul 1 de prima greacă, al exactei forme, ca și celălalt. Și asta este ten, cuvântul ten. La care se adăugă pe primordial și spun henul primordial. Dau explicații în urmă de sub și în felul acesta cuvântul mi-a servit foarte mult. Dar numai prima scriere în capătul opera de tinere nașterea aveți și acum nașterea tragediei. Acolo coboară el lumea Greciei antice sau antice. Aici Domnul ne dă voie să pronunțăm în două ori. Antic sau antic? Antice, întâlnirea a fost din bucurie sau din germanistul care... Realmente, după ce am citit poezile acestea, am văzut enorm, el a fost și un poet. Filozoful, poetul, martirul, profet, se poate spune că este și nici. Când el se autoapreciază în o carte care se numește Ecce Homo, este o autobiografie spirituală. Vorbește despre cărțile sale. El are titluri așa. De ce sunt eu așa de înțeles? De ce sunt eu așa de frumos? De ce scriu eu cărți așa de frumos? Și în una din asta, de ce sunt eu așa de frumos? El spune că în literatura germană, cel care, într-un fel, l-a format, îi datorează foarte mult. Este poetul Heinrich Heine. Aici era german, era evreu, dar Dumnezeu, care știa din familie limba germană. Și care folosește o limbă foarte frumoasă. Limba germană va spune și voi că o limbă urâtă, cu foarte multe consoane, mare melodie, practic. Ei, acest Heine i-a dat melodie din germani, Nietzsche l-a urmat, Rilke, un alt mare poet de limba germană, face la fel, au reușit să găsească cuvinte în care să aibă mai multe vocale decât consonante. Păi închipuiți-vă, vă dau un exemplu clar. Verbul la cirilic, care face în german, știți, cum sună, acirilic, nu-i doar cirilic, PDI, acolo se rostogoresc, e aproape o onomatopee, parcă au mai spărit. Ei spun, țvice! Ți, vă, ce? Asta. Pe dau duritatea.
Și mai adaug. Căci orice mi se întâmplă, bine sau rău, este spre cel mai mare bine al nostru. Da, și asta doar eu. Nu ne dăm seama întotdeauna. Că un rău, poporos, tot rău se ieri. Aștept. El formulează cu amor față de ideea aceasta. Trebuie să ne asumăm destinul. Se va împlini. Orice am face, nu putem evita destinul. Nu se va. Să fim ascultători, să ne iubim, aproape să ne rezemnăm. Dar rezemnarea asta ca ciobanului din Ioanța este o concepție filozofică, a stoicilor. Filozofii stoici, care spun că trebuie să consideri viața absolut cu rațiunea și să ajungi să suporți toate necazurile, vicisitudinile vieții. Trebuie să le suporți cu stoicism. Cu stoicism. Adică cu această concepție că nu avem ce face. Și cred că și când se vorbește despre Ioanța, ar trebui să cadă accentul pe acest stoicism. Acolo, pe de o parte și pe de altă parte, pe ritul, ritualul înmormântării. Asta este important. Să se asigure că îi se face o înmormântare creștinească, demnă de un om, ce nu să-l omoare, să-l arunce, să-l înșiune. El nu se gândește să se afle și să lupte cu ceilalți ciobani, ci spune Ioanței cum să-l înmormânteze. Cum să-i unde să-i fie groapa și cine să fie preot și așa mai departe, știți, călătoria morții văzută ca deci, destinul nu-l putem evita. Meșterul Manu, știți, mănăstirea, cum a fost zis, a trebuit să vină soția lui Manon, să fie împărtată. Manole se roagă lui Dumnezeu să dea ocupare, să dea vânt, dă Dumnezeu. De două ori îi satisface această dorință. Dar soția nu-i vine. Vine, ar trebuia să ajungă acolo la zidul ăsta să fie ridică în temeria lui, în zidul, propriu zis, în viața în temeria. Că vă duceți la câtea dragi, să vă să și indică la situația de zidul. Imolat. Și în felul ăsta s-a împlinit destinul prin două mari sacrificii al soției și al copilului pe care l-a întrebat. Asta e jertfa pe care cere arta meșterului. Trebuia ceva să jertfească. Orice creator dă ceva jertfă. Nu-și mai merg. Nu merg în program al lumii așa să stea toate doar să se distreze. El, deci, deși știe, nu știe că viața este scurtă, hai să-i mai duc o idee, preferă să moară acolo. Adică opțiunea lui Achille, el era așa. O viață scurtă, dar glorioasă. Și s-a dat posibilitatea. Ce vrei, o viață scurtă sau glorioasă? Sau una lungă și o anonimă. Nu te știe, ca babele pe care mor, te uiți, nu-i dă-o bază, chiar am arătat la copiii mei, dar la o oră, am auzit că eu am tare, că cum gând de copii, și am spus, eu am dat la ce, am uit o bază, nu știu a spus, n-am nu nimic, s-a zbunit în stan, cine am? Cine am? Vă place și vouă să mergi la mama? Sau vreți să mai vorbească de voi. Că nu să vă mai știe nimeni. După ce lui, vă mai știe ultimul care v-a văzut primul pe urmă. Și așa mai mult care mai să mai știe nimeni. E pericol să vorbesc despre acest moment, fiindcă la văd
la voastră adolescență, tot omul face o priză. Și de ce? Descoperă. Trebuie la voastră adolescență, descoperă că este muritor. Nu știu dacă voi până acum am văzut cu un mobil mor, v-am spus și la un moment dat și nu știu. Dar acum te-am spune, sunt situația asta, eu și eu trebuie să mă spun. Și pe mine aruncă pământ și nu știu ce. E groaznic ideea. Mulți nici nu pot să le așa. Da? Nu trebuie. Deci, vei să aveam momente cum unii nu s-au, nu fac criza asta nici la bătrâne. Nu fac. Și închide că omul trăiește că zona s-a văzut de tot mai trebuie să am. Și de auzit că zile că sunt mai regulat o ore. Întrebarea care o pute eu, dar nu mai este de alea și tot de cei care mai pot să am să mă întrebați. Așa și vă privește, a fost un întâmplarea destinului, întâlnirea cu Dumnezeu și traducerea. Dar care e până acum destinul cărților? Traducerilor, ce se întâmplă? Cărțile. Pe destinul lor. Cărțile. Avem sua fata liberă. Își au destinul lor și cărți. Iată cum i-am lăsat. Ce mi-a trecut? Da. Cărțile acestea lui Finice, ediția pe care o facem noi de editura acestea sunt foarte căutați. Și mă mult. De ce? Nu că le-am tradus eu, dar le traducă și alții. Important este după ce ediție germană merge traducătorul. Că până acum s-au tradus acele ediții care s-au tradus cu 100, cu 80, cu chiar cu 70 la 70 de ani intră în domeniul public o carte. Deci poți să traduci dacă a murit autor. Deci la 70 de ani însă trebuie să ceri acordul autorului sau al urmașului. Și atunci cei mai mulți traducători au tradus după cărți care au intrat în domeniul public. 80, 90, 100 de ani de chime care sunt foarte curate. Multe greșeli, cu multe falsificări pe care nu le-au făcut, nu le-a făcut editorul care e, ci sora lui. Sora lui zice, a umblat în manuscrisele lui, a șters, a adăugat la ceva, a preluat ce a crezut ea. Și în felul acesta poți să traduceți cu aceste critică proprii. Trebuie o ediție critică științifică. Asta costă bani. Dreptul de autor. Noi, editură, editor, bine am obținut copyright-ul la aceste cărți ale unice care sunt sub protecția legii drepturilor de autor. Și asta sporește importanța acestor cărți. Sunt căutate necunoscători. Tiralul de grame, dar s-a văzut tot. Și suntem la față acum cu scrisori, cu imediul de la un doctorant din București, care așteaptă volumul 7, care este tradus, este la editură, dar a prins criza economică și nu i-a dat criza la editură bani. Fiindcă vrea să-și facă teza de doctorat și pentru el este indispensabil volumul 7 în traducerea noastră și nu a. Deci pot să spun că am simțit așa sentimentul ăsta de distanță. Pentru faptul că facem o treabă la ce ce spune, se mai îndelucă două ore. Da, vă face. De ce? Dacă vă uită pe așa.
și să fie ostrov. Are în ostrov. Așa de simplu. Când te văd, domnișoară, cu racheta de tenis, reeditarea superbe, soave, a tenis, îmi trecai în auz odiseice plângeri și-mi zic, oare cum să nu spun? Vă place să vă zice? Pe voi. Ia-mi o discolă, care se mâna cu Artemisa vânătoare, Diana de la Latin, și care este reprezentare o statuie cu o fustiță, așa cum a fost și asta probabil, și cu totul a trebuit în spate. Alcătuit din ceea ce moștenitorii lui mi-a pus la dispoziție un dosar. Păi, exact, e o vreodată atunci, măcar am scris. Și eu le-am văzut acest caiet. Și doar l-am îngrupat așa, tema asta. În rest, am văzut. Și-am trebuit, aveți? Nu știu dacă aveți. Da, nicio întrebare, nicio reținerire, nicio... De ce nu? Și stupid de unii